George, care sunt obiectivele pentru noul an, 2022, la Centrul de Copii și Juniori al Clubului Steaua? Bun, avem obiective îndrăznețe și mai ales că ne bazăm pe ceea ce s-a construit anul trecut, un an care, din punctul meu de vedere, a fost un an de succes, atât la prima echipă cât și la, și la secția de juniori care și poate trebuie să începem prin lucrul acesta. Începând de anul acesta se numește Academia de Fotbal Steaua București. A fost o solicitare, un proiect pe care l-am avut, a fost o solicitare pe care am trimis-o către Ministerul Apărării Naționale și am primit această dreptul de a avea această titulatură. Spuneam că este foarte important să devenim mai buni, să ne dezvoltăm și să devenim într-adevăr o academie. Bineînțeles că această titulatură trebuie să fie însoțită și de un efort susținut de a ne ridica la nivelul de academie, și asta presupune investiții, lucru și, bineînțeles, multă pasiune din partea tuturor celor implicați. Venim după un an senzațional în care am obținut mai mult decât ne-am propus, un an în care am intrat cu toate grupele Under-19, Under-17 și Under-16 la, la, elită și Under-15. Mai mult decât atât ne-am calificat și în play-off. Suntem în momentul de față în play ul acestei competiții cu Under-19, 17 și 16. Under-15 încă își desfășoară această luptă pentru a intra în, în playoff, un an în care am avut succes și pe partea administrativă, am reușit să aducem sponsor. Pentru prima dată, Academia de Fotbal, Centrul de Copii Juniori, are un sponsor principal pe piept, dar și alți sponsori importanți, cred că putem să le menționăm numele pentru că merită, sunt alături de noi, unii dintre ei sunt și alături de echipa mare, cum este Internațional Alexander, care este sponsorul principal, Poroterm de asemenea, care ocupă poziția pe spate și este unul dintre sponsorii partenerii noștri principali, Fitterman Pharma, iarăși sunt alături de noi și ne ajută să asigurăm copiilor cele necesare pentru o dezvoltare armonioasă, autototal care ne-au ajutat să putem monitoriza juniorii, să achiziționăm un din acesta de monitorizare pe care jucătorii noștri îl poartă. De asemenea, Carpatina, care este alături de club și ne hidratează nu numai fotbalul, cât și celelalte sporturi. Și încă nu putem să menționăm, dar mai sunt câțiva parteneri care în următoarea perioadă vor fi anunțați și care cred în proiectul acesta al nostru și vor să vină să construim împreună viitorul uh, Stelei. Ce îmbunătățiri vor mai fi în uh, centrul de, de copii și juniori? Uh, mă bucur că am reușit să con convin conducerea că avem nevoie să inv investim în uh, infrastructură și. Uh, să o îmbunătățim și să o recondiționăm, cel puțin la minifotbal, acolo unde vrem să creștem plaja de selecție și să avem un număr cât mai mare de, de copii, din care să putem alege atunci când mergem către performanță, vârfurile, bineînțeles, cu cât este piramida mai largă, cu atât baza piramidei mai largă, cu atât piramida este mai înaltă și vrem să avem o plajă, așa cum spuneam, mare de selecție recondiționăm terenurile de minifotbal, sunt în, în, construcție, am achiziționat vestiare modulare pentru a putea izola într-un fel cât se poate de sigur acest compartiment de, de minifotbal și să-i putem caza acolo în, în condiții foarte bune. De asemenea, cred că avem nevoie să creștem, bineînțeles, din punct de vedere calitativ, și am crescut în ultima perioadă. Au venit mulți antrenori de calitate la noi, tineri și uh, talentați, și asta este o, o, unul dintre secretele succesului din, uh, din ultimul an. Uh, alții urmează să se, uh, să, să se alăture, pentru că, odată cu creșterea numărului, cu siguranță vom avea nevoie și de mai mulți antrenori, dar uh, și de staff-suport. Uh, Avem un preparator fizic foarte bun, pe Marian Lupu care a fost preparatorul echipei naționale de fotbal a României, a lucrat și în tenis împreună cu Simona Halep și Irina Begu și mulți alții tenismeni care a acceptat să vină alături de noi și a cărui muncă se vede în rezultatele echipei. Vor mai veni jucători talentați, au venit în ultima perioadă și în perioada aceasta de, de transferuri din iarnă vor mai veni alături de noi și cu siguranță că în vara, atunci când este libera circulația jucătorului, cel puțin la nivelul de mini-fotbal, cred că vom avea o creștere calitativă. Suporterii așteaptă ca un junior promovat de la centru să evolueze pentru echipa mare. Când va avea loc acest, acest lucru? Se spune? Sper cât mai curând posibil. L-avem deja pe Donose, care a făcut pasul către echipa mare. Sperăm să fie și alții. Am făcut câteva propuneri către antrenorul principal al primei echipe. V vom mai atrage, așa cum spuneam, jucători talentați și în iarnă și în vară și sper că cei pe care îi avem la grupele mai mici, la 2006, la 2007, care sunt jucători foarte talentați și în care eu cred, nu putem să le punem drojdie, să spunem, în încălțări să crească peste noapte, însă vom investi timp și efort în dezvoltarea lor, în așa fel încât se dezvolte bine, rapid, armonios și să facă față la echipa mare și să rămână în lotul echipei mari. Sunt cereri multe ca juniorii să vină la selecții aici în Ghencea, George? A crescut, a crescut cererea uh, aceasta, cred că în anul 2021, uitându-mă pe statistica jucătorilor transferați, au fost peste 100 de copii noi, legitimați la, la secția de, uh, de fotbal juniori. Uh, lucru îmbucurător. Odată cu, revin, odată cu creșterea uh, numărului de terenuri, a infrastructurii, cu siguranță că vom putea să găzduim uh, mai mulți. Însă, avem nevoie o să mă întorc la ceea ce spuneam la început. Avem nevoie să ne dezvoltăm pe toate planurile, adică și la stafful suport. Avem nevoie să pentru recuperarea lor să mai aducem persoane care sunt dedicate și specializate pe lucrul acesta, antrenori de asemenea care să aibă o specialitate precisă pe, pe grupa de vârstă. Și cred că avem toate premizele de a ne dezvolta și a spera ca în 5 ani, în 10 ani, să avem jucători 100% creați în centru de copii și juniori și promovați la prima echipă. Un produs 100% al Stelii. Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut la nivel de copii și juniori din ce ai văzut în ultimul an? Sunt lucruri care mi-au plăcut, cu siguranță lucruri care mi-au displăcut, pentru că uh, jucătorul român este un jucător talentat, așa cum spunea și uh, Gheorghe Hagi, să ne luăm o, o declarație reper a unui care știe foarte bine ce înseamnă talentul și care lucrează cu talentul de aproape 10 ani în România, sunt jucători talentați. Uh, însă trebuie să lucrăm la nivel de mentalitate, cu siguranță că nu putem să schimbăm mentalitatea, asta uh, se poate întâmpla în decurs de mai multe generații. Dar putem să schimbăm obiceiurile și atunci să încercăm să le impregnăm copiilor niște obiceiuri bune. Și în momentul de față avem problema aceasta, avem imixiunea părinților la nivelul. Uh, uh, antrenorilor, câteodată își depășesc atribuțiunile și cunoștințele și au această emisiune. Dar cred că se poate lucra cu lucrurile acestea, tot timp cât lucrurile sunt precise, bine cunoscute de la început, cu un regulament bine stabilit. Cred că și părinții pot înțelege că odată ce au ales să-și ducă copiii către Clubul Steaua, Aici sunt profesioniști care vor binele copilului și știu ce trebuie să facă pentru a-l duce către obiectivul final, care este prima echipă, bineînțeles, și ajunge copilul în fotbalul profesionist. Nu știu cum trebuie să fie pregătit un junior ca să nu aibă trac atunci când face pasul către echipa mare. Dar pregătirea trebuie să fie, cred că din prima zi în care a călcat. Pe terenul de fotbal, o pregătire care să-i stimuleze atât caracterul cât și încrederea, și să îi creăm această încredere în propriile forțe. Totodată, pe lângă această personalitate pe care trebuie să o construim și acest spațiu pe care să-l dăm să se dezvolte sănătos, trebuie să-l creștem bine și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere tactic, încât atunci când ajunge la echipa mare și din punct de vedere fizic, bineînțeles, să nu fie o diferență foarte mare între un senior și un junior care încearcă să spargă plafonul către echipa mare. Este o muncă. Titanică, as, asumată, care trebuie asumată de toată lumea, dar cred că, în primul rând, trebuie să fie consecința unui plan bine stabilit. Și toată lumea să știe ce, ce are de făcut, și să urmeze acest plan pentru a fi această, acest urcuș cât mai lin și cât mai precis către prima echipă. Tu ai avut emoții mari atunci când ai debutat la prima echipă? Am avut emoții foarte mari când am debutat la prima echipă. Visam, dar nu credeam că se va întâmpla lucrul acesta. Au fost niște titani în prima echipă atunci când, când am debutat. Unul dintre ei, chiar Marius, Lă Marius Lăcătuș, mi-o drag Belodedici. Deci mi-a fost foarte greu să cred că voi debuta într-o astfel de echipă, însă sunt un caz fericit. Și de aceea m-am și întors la Steaua și mi-am dorit foarte mult. Am pus prioritate Centrul de Copii și Junior pentru, acum, Academia de Fotbal, pentru a ajuta cât mai mulți copii cu cunoștințele pe care le-am, le-am, nu știu, asimilat de-a lungul carierei mele, dar și prin munca pe care am făcut-o la Academia Ajax Amsterdam. Să le dau cât mai multe informații pentru a putea să spargă cât mai mulți juniori plafonul către, către echipa mare și îmi doresc din suflet să pot să dau din ceea ce am primit și eu și uh, ei să se bucure de ceea ce înseamnă o viață de profesionist în fotbal și cei care nu vor ajunge la nivel profesionist măcar să aibă niște reguli după care se ghideze și uh, un mod profesionist așa de a-și trăi și sănătos de a-și trăi viața.